Hai, salutare, mai prieteni, și bine ați venit la un nou episod de FS-20 pe acest canal. Ei bine, fraților, continuăm de data trecută. Suntem aici cu acest tractor și această remorcă. Adunăm aici în continuare. Și voi că data trecută am adunat aici. Și o să umplem remorca, după care mergem să o ducem la Bioges. Pentru prima oară la Bioges. Sper că o să vă placă acest episod și că o să mai vreți în continuare. Nu uitați să dați un like acolo dacă vă plac episoadele acestea și această serie. Pentru că și mie a început să-mi placă această serie chiar foarte mult. Și mă bucur foarte mult că vă place și vouă. Bun, hai să vedem. Vedeți că aveți acolo un link în descriere special. Chiar primul link din descriere. Dacă vreți să vedeți ce e acolo, puteți să o faceți chiar acum. Bun, 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 hai să vedem că mai avem puțin și o umplem. Să ne uităm. Nu știu când se umple. Gata. Bun, hai să vedem pe hartă unde e Bioges. Bioges, aici. Bun, gata, știu unde e acum. Mergem pe aici direct așa. Bun. Și da, am văzut că vă place foarte mult. Vă mulțumesc că vă uitați la episoadele mele. Și haideți să vedem ce facem la Bioges, pentru că n-am ce să fac cu atâta pleavă din asta. Le-am dat la văcuțe, dar acum urmează să ducem și acolo și o să facem îngrășământ într-un fel sau ceva de genul. Nu știu dacă am fost vreodată la Bioges în jocul ăsta, nici nu mai țin minte dacă am fost. Oricum eu nici n-am vizitat toată harta asta, am fost doar în bază și cam atât pe aici prin jur. Facem dreapta. Bun. Că de aici mă descurc, cred. Aici sunt căluții. A, ba, eu găsi mai în față, eu ziceam că aici e. Bun. A, uite acolo în față, da. Văd tagul. Tegul. Bioges Union. Pe din astea avem 3. Avem aici și acolo ce. A, de aici e punctul pentru... Bun. Hai să... Eu arată ok. Bun, hai să ne numărăm de aici. Așa facem roleplay, dar nu prea văd eu în spate. Că nu am oglinzi și chestii. Nu e? Da, de ce nu? Nu merge să pun din asta. Throw is not accepted here. Și eu ce fac, mă, cu astea? Trebuie eu fake. Pic, nu știu ce. Cronistorie și... Ia stai, mă. Dacă nu ne uităm la price, nu știu dacă se poate vinde, dar... Nu. În cazul ăsta nu știu ce să fac cu ea. În cazul ăsta aștept să văd ce îmi spune... Mamă. Aștept să văd ce îmi spuneți voi în comentarii acum. Seamă că nu mai fac. Să las remorca asta așa. Și facem baloți, că baloții putem să-i vindem într-un fel. Extrem. Deci mai țin hard. Am și plimbat puțin așa. Să-mi spuneți dacă mai vreți mudrunner pe canal, pentru că n-am mai pus de mult. Nu știu ce să fac cu remorca asta, unde să o las. Sau ce faci? Oho! Uite că mi s-a descărcat și bateria. Bun, hai să mergem. Să vedem. Luăm remorca. Am umplut boss-ul acolo. Da, cineva mi-a zis de header, am uitat în episodul anterior să pun chestia asta. What? L-a băgat în pământ. Mi-a zis de header să-l schimb, că merge unul mai mare. Dar n-am nevoie, e bun ăsta. Cât timp fac eu, e de ajuns cât e acum. Soarea, soarele. Și nu e de ajuns cât timp m-am mișcat și pe episod prin fermă, e perfect, termină la fix, nu are rost să... Bun. Bun. El așa. Rupeți butonul de like dacă vă plac episoadele cu jocul ăsta. Nu aveam fertilizator, aveam. Da, avem aici. Și am cumpărat și o cisternă pentru apă. Am luat-o pe cea mică. Bine, mijlocic, mai este cealaltă care era și în 18. Și era Justin. Mare, nu mai mare și aici combina și terenurile sunt gata, cu care dăm timpul pe rapid când se termină treaba. Asta e la buguit, cred. Sau? Hai. Vedem noi cum se descurcă, până nu pleacă să văd eu cum merge, nu plec de aici de lângă el. E bine. Bun, hai să vedem. Remorca o să o las acolo. Bun, hai că remorca aia o lăsăm acolo, cea cu fân în ea sau ce are în ea, strău. Eu mereu am încurcat străul cu altele și... Am cătat terenul și aici. Hai să vedem cum funcționează treburile. Episodul anterior a fost destul de lung și alea mi au foarte mult să le aplaudez, dar mereu încerc să fac episoade așa de, nu știu, să zicem 10, 11, 13 minute maxim și nu prea... Sunt ok de 13, zic eu maxim. Nu știu că vă plac la unde trebuie să pun episoadele alea lungi, dar nu prea îmi permite timpul așa mult. Cred că eu uploadez pe telefon și mai am și nevoie câteodată de telefon și mi-e greu să uploadez și să... E mai complicat câteodată. Acum încep și facultate din nou. Și vă dați voi seama că mai am nevoie de telefon, să mai stai la o oră online, să mai... Dar oricum eu fac posibilul să vă dau vouă content aici cât trebuie. Sper că vă bucurați cât content vă adaug aici pe canal și vă mulțumesc pentru toată susținerea, vă mai zic o dată pentru că mă bucur foarte mult că am ajuns aici. Bun. Hai să vedem. Exceler și baloții. Povestea continuă. Păcat că nu putem juca noi multiplayer jocul ăsta, că era foarte tare. Bun. Hai să vedem. Vedem aici. Cred că scoatem câțiva baloți. Păi și baloții ăia de acolo de la vaci pentru ce i-am pus? Pentru că ele am văzut că nu au nicio treabă cu ei. Baloții. Sau e pentru stocare? Cred că da. Pentru stocare. Dacă vrei să ții baloții și să-i vinzi mai încolo, cine știe. Oricum, content avem ce face. Probabil în episoadele anterioare, viitoare, o să mergem să vedem baloți, facem și niște bănuți, vedem ce ne mai cumpărăm pe aici, poate ne luăm și căluți sau chiar oite, vedem noi. Dar, da. Vedem ce fac și ceilalți aici prin fermă. Că a terminat și combina. Da, exact ce ziceam. Și da, cam asta a fost episodul. Sper că v-a plăcut și că mai vreți episoade cu această serie în continuare. Mă duc să duc combina pe terenul ăla, pentru că acolo avem tot floarea soarelui. O să o termine și pe aia și după aia mai vedem. Bun, cam asta a fost episodul. Nu uitați să lăsați un like, să mai... Lăsați acolo și un subscribe dacă vreți. Trebuie să apăsați și pe clopoțel pentru că ăla este cel mai important. Dacă l-apăsați pe ăla și l-activați, să aveți mereu notificări de la mine când postez. Și bineînțeles puteți să vă duceți chiar acum pe ineva.com. Puteți să găsiți acolo cele mai ieftine și șmechere jocuri. Găsiți acolo tot felul de jocuri pentru console și PC, bineînțeles. Și puteți să vă duceți să cumpărați chiar acum jocuri, sunt reduceri și bineînțeles aveți și jocuri foarte șmechere pe acolo. Și dacă vreți să puneți codul Exceler TV, o să primiți 3% reducere din partea mea și bineînțeles să mă ajutați pe mine și bineînțeles și acest canal dacă o să o faceți și o să adăugați codul acela. Aveți toate link-urile în descriere, bineînțeles. Nu uitați-vă ce și pe Instagram să folosiți acolo, să dați un follow pentru a strânge cât mai mulți oameni pe acolo. Și bineînțeles și pe Discord, dacă vreți să intrați să strângem acolo o comunitate mare, vă aștept un număr cât mai mare și acolo. Și bun, eu o să termin pe aici toată treaba și ne vedem în episodul următor. Până data viitoare, v-am salutat! Pa, pa!